Să vorbim la microfon ca să audă toată lumea. Domnule președinte al Asociației pentru Tradiția și Cultura Românilor Dunărea, Tihan Matasarevici, bine v-am găsit, dragi români. Este o bucurie reală pentru mine să constat că românul oriunde s-ar afla simte și trăiește românește. Fie că sunt în România, fie că sunt în Serbia, gândim la fel. Îi felicit pe organizatori și le mulțumesc pentru ocazia pe care mi-au dat-o să mă alătur acestei întâlniri a dumneavoastră astăzi la Cladova. Sunteți o comunitate de care nu am stat departe nici la nivel politic și nici la nivel administrativ. Așa cum probabil unii dintre dumneavoastră, dintre cei prezenți astăzi în sală, cunoașteți, pe lângă funcția administrativă de președinte al Consiliului Județean Mehedinți, ocup și funcția politică de președinte al Organizației Județene a Partidului Social-Democrat Mehedinți, Partidul Social-Democrat fiind principalul partid de guvernământ în România, cum probabil unii dintre noastre cunoașteți, avem guvern PSD-ALDE, partid de guvernământ pentru care problemele românilor din comunitățile istorice sunt deosebit de importante, nu au fost ignorate de când suntem la guvernare și, din contră, Guvernul României le-a acordat atenție și a venit cu sprijin concret pentru dumneavoastră. Guvernul PSD-ALDE al României este primul care a ființat în România, după cum știți și dumneavoastră, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, iar acest minister a optimizat acordarea de finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale ale românilor din comunitățile din străinătate și este o oportunitate de care și dumneavoastră puteți să profitați și vă îndemn ca prin asociațiile pe care le aveți constituite în Serbia să depuneți cereri de finanțare la Ministerul Românilor de Pretutindeni în condițiile în care sesiunea de finanțare este și acum deschisă, procedura nu este greoaie, din contră este destul de simplă. Tot la nivel guvernamental, așa cum vă spunea și mai devreme domnul Tihan, începând cu 2015, Guvernul României a modificat legislația privind acordarea cetățeniei române, astfel că în momentul de față procedura este mai ușoară pentru dumneavoastră în cazul în care intenționați să dobândiți cetățenia română și sunt convins că domnul Tihan v-a ajutat, vă ajută și o să vă ajute în continuare și atunci când considerați că vă blocați undeva, vă rog să apelați la sprijinul meu. Pe de altă parte, în context european, ținând cont de faptul că, așa cum ați văzut și dumneavoastră, în luna mai s-au desfășurat alegeri pentru Parlamentul European în toate statele membre ale Uniunii Europene, trebuie spus că europarlamentarii români, în special europarlamentarii PSD, pentru că am avut europarlamentari PSD patrioți și cei care ne vor reprezenta în următoarea legislatură de asemenea, sunt tot patrioți, au susținut negocierile pe care Serbia le poartă cu Uniunea Europeană. Se susține procesul de negociere al aderării Serbiei la Uniunea Europeană și sperăm ca într-un viitor pe care dumneavoastră vi-l doriți să fim parteneri, să fim membri și noi și dumneavoastră ai Uniunii Europene. Pe de altă parte, la nivelul Parlamentului României, un senator din județul Mehedinți, care de două zile este și liderul senatorilor Partidului Social-Democrat în Parlamentul României, împreună cu alți colegi senatori, a inițiat un proiect legislativ care, în momentul de față, așteaptă să fie promulgat de președintele României, prin care se permite pentru comunitățile de români din Serbia să se acorde finanțare pentru proiecte culturale prin intermediul Consiliului Județean Consiliilor Județene, instituție pe care eu o reprezint aici și mă refer la Consiliul Județean Mehedinți. De asemenea, colega mea, doamna deputat Alina Teiș, face parte din grupul de prietenie România-Serbia al parlamentarilor din cele două state. Și în ultimul rând, instituția pe care o reprezint, Consiliul Județean Mehedinți, continuă legăturile care sunt destul de strânse între comunitățile noastre, chiar dacă suntem despărțiți de Dunăre. Și trebuie să spun că această instituție derulează în comun mai multe proiecte
cu finanțarea europeană prin programul Interreg IPA. Am ajuns în momentul de față la al cincilea proiect pe fonduri europene. Ultimul pe care îl implementăm este un parteneriat cu primăria Golubăț și sperăm să îl finalizăm până la sfârșitul acestui an. Dar nu e vorba numai de proiectele care sunt derulate în parteneriat de Consiliul Județean Meridinți. Vorbim și de multe localități din județul nostru care au parteneriate, inclusiv pe fonduri europene cu localități de la dumneavoastră și aici aș enumera, în primul rând, municipiul Dobreta, Târgu Severin, dar și alte localități cum sunt Șișești, Jvinița, unde știți foarte bine că e o comunitate de etnie sârbă de aproximativ 90% din totalul populației. Avem alte comune, Broșteni, Braniște, care derulează astfel de proiecte. Așa cum spuneam la începutul acestei scurte alocuțiuni, românii din comunitățile istorice pentru România sunt un tezaur și o dovadă via faptului că România este o insulă de stabilitate, de latinitate, înconjurată de popoare slave. Avem comunități de români puternice și sperăm să fie și mai puternice și reprezentate la nivel regional și național. În jurul granițelor României, în Serbia, Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova. Din funcția de președinte al Consiliului Județean Meridinți, am încurajat colaborările cu comunitatea românească Serbia de Răsărit și Voivodina, prin cel Centru Cultural Meridinți, aflat în subordinea Consiliului Județean Meridinți. Și în ultima perioadă am sprijinit Asociații și Fundații Românești și aici un colaborator de nădejde al nostru, care sprijină afirmarea identității culturale, lingvistice și religioase românești. Sigur că nu ne oprim aici și vrem să facem din ce în ce mai mult pentru comunitatea de români din Serbia și sperăm că în viitorul poate apropiat să avem și un cadru legislativ care să ne permită cât mai multe colaborări. Pentru că noi apreciem eforturile și lupta dumneavoastră de aproape două secole pentru păstrarea vie a tradițiilor românești și știu că aveți obiceiuri și tradiții pe care vreți să vi le păstrați, multe dintre acestea fiind similare cu cele din regiunea Olteniei, regiune din care face parte și județul Meridinți. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră știți că de aproximativ două săptămâni, după aproape 30 de ani, s-a reluat acea cursă cu vaporul între Cladovo și Drobeta, Târgu Severin și mulți dintre dumneavoastră au acum oportunitatea, la un cost destul de redus, să ajungă foarte repede în municipiul Drobeta, Târgu Severin, fie la cumpărături, fie în excursii, să vă relaxați. Avem și noi destul de obiective turistice care pot fi vizitate în Severin, mai ales de către cei care nu ați fost sau ați venit foarte rare în Drobeta, Târgu Severin, pentru că avem un municipiu foarte frumos și ospitalier. Mă opresc aici, nu vreau să vă plictisesc. Mulțumesc, în primul rând, domnului Tihan Matasarevici pentru invitație, îi mulțumesc lui Romeo și vă doresc tuturor să fiți sănătoși și sper într-o cât mai strânsă colaborare. Domnule președinte, vă mulțumim pentru voce foarte frumoasă, vă mulțumim pentru sprijin moral și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi românii din Valea Timocului. Spun românii din Valea Timocului din cauza că în momentul ăsta vă informez că aici avem de toată Serbia reprezentanți din orașe și comunii din Valea Timocului, deci mai ales din Serbia de Răsărit. Încă o dată vă mulțumesc! Trecem